Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1857, la data de 30 septembrie, încep lucrările adunării ad hoc a Valahiei, ce au precedat unirea principatelor românești, Moldova și Valahia. Lucrările s-au desfășurat în perioada 30 septembrie-10 decembrie, sub președinția formală a mitropolitului și cea efectivă a vicepreședintelui Nicolae Golescu. În țara românească, evenimentele s-au desfășurat natural spre unire, conform dorinței populației, istoria consemnând inexistența unei stări conflictuale între autorități și populație în timpul căimăcăriei unioniste. Lucrările divanului ad hoc din țara românească au fost precedate de o slujbă de tedeum oficiată de mitropolitul Nifon în Catedrala Mitropolitană din București. Înainte de începerea lucrărilor, mitropolitul a susținut o scurtă predică în care îi îndemna pe ascultătorii să conștientizeze importanța istorică a adunării. În zilele de 7 și 9 octombrie sunt elaborate rezoluțiile celor două adunări ad hoc. De asemenea, tot pe data de 30 septembrie, în anul 2007, mitropolitul Daniel Ciobotea a fost întronizat ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Acesta s-a născut în data de 22 iulie 1951, în localitatea Dobrești, județul Timiș. La 6 august 1987, intră în viața monahală la mănăstirea Sihăstria, primind numele Daniel, avându-l ca naș de călugărie pe părintele Ilie Cleopa. În perioada 1 septembrie 1988, 1 martie 1990, a fost consilier patriarhal și director al sectorului Teologie Contemporană și Dialog Ecumenic. În paralel, deține funcția de conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar din București. În anul 1990 a fost instalat în demnitatea de arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. De la alegerea sa ca mitropolit, a inițiat programul Niciun sat fără biserică, ce prevedea construirea în fiecare localitate și cartier, unde nu exista biserică, un locaș de cult, chiar și în cele în care ortodoxii erau minoritari. După înscăunarea sa ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, prefericitul părinte patriarh Daniel și-a continuat lucrarea bisericească pe tot cuprinsul Patriarhiei Române.